Ne apucăm de treabă? Haide! Ce ai zis, Ionuț? Am zis da. Da? O să observi, Ada, că o să avem o mică problemă astăzi. Ni s-a stricat Ionuțul, să știi. Să nu te sperii. Ionuțul nostru, o să auzi, o să auzi imediat. Are o criză, este într-o criză, efectiv. Nu cunoaște medici buni care să rezolve probleme de genul ăsta, dar încă mai căutăm. Prin background se agită lumea. Așa, nu te abține, Ionuț. Las, arată omenirii problemele tale. O să vezi. Sunt foarte curioasă. Sughit foarte mult. Nu pot să mă opresc. Uite așa. Țineți respirația, prinde tu de nas. Am încercat tot. Am încercat. Fii atent, ascultă-mă, că și eu pățesc treaba asta. Fii atent, trage mult aer. Face așa de o oră. Fii atent, te învăț de bine, crede-mă. Deci trage foarte mult aer în piept. Ține-te de nas și apasă-te, uite aici la diafragmă. Apasă-ți diafragma, uite aici. Fă-ți masaj, dar ține-ți respirația cât de mult poți. Și apasă-ți, masează-ți diafragma. Fă-ți masaj. Așa-ți masezi tu diafragma. Nu știi să-ți masezi diafragma, Ionuț. Am senzația că o faci pe aia cu... Așa, dar nu așa de mult, masează ușor, ușor. Așa. Ia. Hai că vedem, pare că a trecut. Nu pot să cred. Era așa de simplu? Da, mai ținut respirația, dar n-a mers. Păi nu, dar așa trebuie să te ții de nas, să împingi cumva și să masezi ușor aici zona asta. Am masat-o bine, mulțumesc. Gata, tata. Te-am vindecat. Senzațional. Ziua a fost salvată. Da, mulțumesc mult. Dar știi că de o oră făcea așa. Balada doctorada. Da, dacă nu-ți iese cu muzica, poți să te apuci de remedii holistice.